Muzeul Grigore Antipa se află în topul celor mai frumoase muzee de istorie naturală din Europa și este în același timp cel mai mare muzeu de acest fel din țară. Acesta deține una dintre cele mai valoroase și mai diversificate colecții științifice din România, alcătuite din peste 2 milioane de vertebrate și nevertebrate, piese zoologice, paleontologice, de geologie, mineralogie și etnografie, unele unicate la nivel mondial. Exponatele le găsim exact cum se află în mediul lor natural, practic mediul de aici este recreat, imitând perfect mediul lor obișnuit. Muzeul de istorie naturală a fost înființat inițial în 1834 prin decretul semnat de domnitorul Alexandru Ghica, la inițiativa fratelui său, Banul Mihalache Ghica. Pe lângă exponatele de istorie naturală, în muzeul din secolul al XIX-lea erau expuse și tablouri vechi, antichități și diverse curiozități din natură. Dar cel care a înființat, de fapt, muzeul și care l-a condus pentru mai bine de jumătate de veac este marele savant Grigore Antipa, cel care a transformat locul în forma actuală. Absolvent al Universității din Iena, unde și-a susținut mai apoi și doctoratul, Grigore Antipa s-a întors în țară în 1892. Începe astfel o nouă activitate susținută de regele Carol I, mai ales în privința hidrobiologiei, dar și ca director al Muzeului de Istorie Naturală, pe care avea să-l conducă până la moartea sa în 1944. Pentru o perioadă, Muzeul de la București avea să fie unic în lume prin maniera de expunere modernă, nemai întâlnită la începutul secolului trecut. Primele săli din muzeul din șoseaua Chiselev s-au deschis oficial la 24 mai 1908, în prezența regelui Carol I, a principesei Maria și, bineînțeles, în prezența multor personalități din lumea științifică, culturală și politică din acea vreme. Astfel, pentru prima dată în lume, muzeul din București expunea dioramele, adică vitrine tridimensionale, în care erau prezentate diferite habitate ale speciilor și animalelor prezentate. Animalele au fost așezate în posturi naturale și proiectate pe un fundal pictat, care sugera astfel peisajul în care acestea trăiau. Succesul de care s-a bucurat acest mod de prezentare a făcut ca dioramele să fie adoptate ca mod de expunere de către toate muzeele europene și chiar de către unele din America. Muzeul a amenajat și o peșteră artificială de 20 de metri lungime și o dioramă de 17 metri, precum și o proiecție digitală a unei ploi din savană. În muzeu se află expus singurul schelet întreg al unei dintre cele mai mari mamifere care au existat vreodată, înrudite cu elefantul, și anume Deinotherium gigantissimum, descoperit în județul Vaslui în anul 1894. Găsim și în prezent 5 din dioramele originale alcătuite de însuși Grigore Antipa acum un secol. În afara expoziției permanente, muzeul găzduiește periodic și expoziții temporare diverse, cum ar fi expoziția de fotografie, Luminile Nordului, Zoo Monitor, Fauna Lumii pe bancnote și monede, Țesături periculoase, expoziție de păienjeni și scorpioni, Lumea Fluturilor, The Human Body și așa mai departe. Muzeul Antipa rămâne astfel unul dintre cele mai importante și fascinante locuri de vizitat din București. Este o adevărată călătorie în timp și prin țările întregii lumi. O povestire în imagini pentru cei mici și mari deopotrivă, care ne invită să cunoaștem natura și viețile sale într-un mod în care îi datorăm marelui savant Grigore Antipa.